Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2022. Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tată, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi părintești binecuvântări. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, într-un Hristos Domn. Sinodul al VII-lea ecumenic, convocat de Sfânta Împărăteasă Irina în anul 787 și prezidat de Sfântul Patriarh Tarase al Constantinopolului, având drept temei tradiția biblică și patristică a celor șase sinoade ecumenice, a stabilit că, după cum este cinstită Sfânta Cruce, trebuie cinstite și Sfintele Icoane. Ca asemenea modelului cinstitei și de viață făcătoare cruci, tot așa să fie înălțate cinstitele și Sfintele Icoane, fie din culori sau din mozaic, sau din orice alt material potrivit, în Sfintele Lui Dumnezeu Biserici, pe Sfintele Vase, pe Sfintele Veșminte, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă drumuri, și anume, Icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cinstiților îngeri și tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați. Însă biruința de la Sinodul al VII-lea ecumenic nu a însemnat sfârșitul luptei de apărare a dreptei credinței. Nori grei de furtună s-au ridicat pe cerul senin al creștinismului prin urcarea pe tronul Bizanțului al altui împărat iconoclast, Leon Armean. Dar nici de această dată Dumnezeu nu a lăsat biserica fără puternic apărare. Rezistența teologică în acest nou război a fost arătată de către un alt mare apărător al Ortodoxiei, Sfântul Teodor Studitul, care, la un secol după Sfântul Ioan Damaschin, și-a ridicat glasul și a șternut pe hârtie temeiul reînnoit al cinstirii icoanelor, în cuvinte simple, dar de mare profunzime duhovnicească. Iată argumentul său. Știm că Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om cu adevărat, a fost asemenea nouă în toate. Și fiindcă omul poate fi zugrăvit, asta înseamnă că și Hristos poate fi zugrăvit. Iar icoana zugrăvită ne este lumină sfântă, amintire mântuitoare nouă celor ce-L vedem născându-se, botezându-se, săvârșind minuni, răstinindu-se, îngropându-se, înviind și înălțându-se la cer, ne rătăcind că acestea nu ar fi așa, conlucrând cu privirea la contemplarea minții și susținând prin amândouă credința în taina mântuirii. Victoria definitivă a cinstirii Sfintelor Icoane a fost proclamată de Sinodul din anul 843, convocat de Sfânta Împărăteasă Teodora, o altă împărăteasă ortodoxă, care împreună cu Patriarhul Metodie al Constantinopolului, în sâmbăta din 11 martie 843, în Biserica Vlahernelor din Constantinopol, a reafirmat hotărârile Sinodului al VII-lea ecumenic, întărindu-le și statornicindu-le în hotărâri definitive și valabile pentru întreaga biserică. A doua zi, duminică, a fost citit în mod solemn de pe solea bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol, la sfârșitul Sfintei Liturghii, Sinodiconul Ortodoxiei, în auzul poporului drept credincios, prezent în număr impresionant. Astfel, începând din acel an, 843, prima Duminică Apostolului Mare a devenit, pentru întreaga lume ortodoxă, Duminica Ortodoxiei, zi de mare și sfântă sărbătoare, în care se sărbătorește biruința dreptei credințe asupra tuturor ereziilor și rătăcirilor. Drept măritori creștini, Duminica Ortodoxiei,
sărbătorită începând din anul 843, în întreaga creștinătate ortodoxă, ne dezvăluie purtarea de grijă neîncetată a lui Dumnezeu față de Biserica Ortodoxă. Când cinstim, ne închinăm și sărutăm cu evlavie Sfintele Icoane, noi ne întâlnim cu Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții lui Dumnezeu. Sfântul Teodor Studitul precizează foarte clar că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către persoana lui Hristos. Icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos, evident afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori. De aceea, și închinarea ei este o închinare la Hristos, pentru că nu este închinat ceva din materia icoanei, ci numai Hristos, Cel asemănat în ea. Iar cele ce au o singură asemănare, au și o singură închinare. Așadar, noi credem și mărturisim, precum au crezut și au mărturisit de Dumnezeu, purtătorii părinți, că în Sfintele Biserici, atunci când participăm la Sfânta Liturghie, ne împărtășim de Harul Dumnezeiesc Sfințitor, prin ascultarea Sfintei Evangheliei, prin rugăciunile rostite în fața Sfintelor Icoane, iar în modul cel mai deplin, prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos din Sfânta Eucharistie. Când cinstim icoana lui Hristos, Domnul Iisus Hristos se află în fața noastră. Iar când împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, Domnul Iisus Hristos devine interior nouă, adică devine viața vieții noastre. Iubiți credincioși, a devenit o tradiție Biserica Ortodoxă Română ca în prima duminică a Postului Mare să se organizeze colectă de bani în toate bisericile de parohie și în bisericile din mănăstiri pentru a susține activitatea misionară a bisericii. În acest sens, Fondul Central Misionar este destinat lucrării misionare și sociale a bisericii și sprijinirii parohiilor săraci din țară și din străinătate. Înființarea Fondului Central Misionar a fost hotărâtă în timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina în cadrul ședinței Sfântului Sinod din 18 septembrie 1956, când s-a decis ca în Duminica Ortodoxiei să se realizeze colecte în toate parohiile și mănăstirile din Patriarhia Română. În urma organizării diasporei românești, prin înființarea de noi parohii, și mănăstiri, în anul 2011 s-a hotărât de către Sfântul Sinod ca această colectă să fie extinsă la nivelul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, atât din țară, cât și din străinătate. Temeiul pentru astfel de colecte îl găsim în Sfânta Scriptură, care ne spune în Cartea Faptelor Apostolilor că toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate de obște și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum aveau nevoie fiecare. La rândul său, Sfântul Apostol Pavel a fost preocupat de nevoile creștinilor din Ierusalim care se aflau în dificultate și a inițiat strângere de ajutoare pentru săraci și sfinții de la Ierusalim. Tradiția noastră românească Dărnicie este foarte bogată în acte de binefacere și în purtare de grijă față de Biserica lui Hristos și față de poporul drept credincios. Poporul român este un popor harnic și darnic, iubitor de Dumnezeu și de semne. Din munca și acoliseala lor, credincioșii ortodoxi au dorit cu suflet mare pentru construirea și întreținerea lăcașurilor de cult, dar și pentru susținerea tuturor activităților bisericii. Este încă vie în memoria recentă solidaritatea arătată de credincioșii ortodoxi români la începutul pandemiei, în anul 2020 și pe tot parcursul ei, când Biserica a sprijinit spitalele cu cele necesare pentru a trece mai ușor peste perioada foarte grea. Astfel, bisericile, mănăstirile și catedralele au ajutat spitalele. Atunci s-a creat o adevărată comuniune de iubire creștină între doctorii de trupuri
și păstorii de suflete, fapt care ne-a ajutat să trecem mai ușor prin marea încercare a pandemiei. Prin urmare, vă îndemnăm ca și anul acesta să vă deschideți inima și să ajutați pe cei pe care viața i-a dus în situații grele. Astfel, fiecare să dea cum să potește cu inima sa, nu cu părerele de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă voie bună, sprijinind cu darul vostru lucrarea misionară filantropică a Sfintei noastre biserici din țară și din străinătate. Să folosim perioada Apostolului Mare ca prilej de rugăciune smerită, pocăință sinceră și fapte de milostenie, să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des cu Sfânta Euharistie, ca pregătire pentru Marea Sărbătoare a Sfintelor Paști. Încredințându-vă de dragostea noastră părintească, vă binecuvântăm cu binecuvântarea apostolică, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Semnează Patriarhul Daniel la Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu toți membrii Sfântului Sinod la Bisericii Ortodoxe Române.